oraș de soare. Ziua de joi, 23 mai, blocul acum organizează o manifestație în fața guvernului ca să protesteze și să ceară socoteală celor responsabili în legătură cu scumpirile la carburanți și cartofi. E adevărat? Într-un fel e adevărat. Dar știți de ce într-un fel? Pentru că focusul și atenția noastră era pe cu totul altceva. A fost haos și gălăgie astăzi în centrul capitalei, unde au avut loc două proteste simultane. Deputații din blocul acum și-au adunat simpatizanții pentru a manifesta împotriva prețurilor mari la produse. Manifestația a fost dată peste cap de grupuri de tineri care au scandat injurii și slogane licențioase în adresa liderilor blocului. Majoritatea nu a fost în stare să spună pentru ce a venit și față de cine protestează. Testează. Contramanifestanții nu au vrut să fie deconspirați și și-au protejat fețele. Ce s-a spus? Să protejați cu mască. Aveți alergii. De ce ați protestat azi? De ce fugiți? Не вы чине во организатор. Всем платить меня это просто не ошка. Respectiv aici, cum spune la Eurovision, 12 puncte pleacă la Partidul Democrat din Moldova. De ce Partidul Democrat? Dar pentru că în loc presa și opinia publică să se concentreze la manifestația blocului acum, la scumpirile de carburant și cartofi, noi toți ne-am concentrat pe ură. Frumoasă și scumpă noastră urmă! Noi ne-am umplut de ură pe tinerii care au ieșit la protest. Și asta e ciudat după mine, nu e normal. Pentru că mulți dintre ei sunt destul de rășiți la cap. Uitați-vă, purtau măști ca să nu răspândească infecția. Ei s-au gândit la cei din jur, înțelegeți? Cum poți să-i urăști după asta? Doi la mână, noi ne-am umplut de ură față de polițiști incompetenți care servesc pe oricine, numai nu pe cetățenii de rând. Și iată aici aș vrea să ne oprim mai mult, mai ales pentru că poetul cu grad militar, gh.cafcaliuc, a scos pe gură ceva nu pentru care nu numai că nu poți să-l urești, dar încă și ești obligat să-l iubești. De cine este organizat acest contraprotest? Nu avem până când un organizator, nu am să vedem un organizator, acum serviciile operative lucrează pentru a stabili. Poliția lucrează pentru a stabili. Iar eu prin ochelari la protest m-oi beli și eu vă promit, le sincer, eu nu voi vedea cum protestul e organizat de PDM. Gheorghe Cafcaliuc și serviciile operative sunt într-adevăr ușor de înțeles. Este pizdeț și de greu să-ți dai seama cine e organizatorul acestui bordel. De exemplu, în cazul acestei bucăți de chele. Ați venit astăzi aici și cel mai important, cu cine? Cine a organizat? De ce nu dori? Nu vreau. Așa e, asta e drept în el. Tu trebuie să ce-ai voie să mă filmezi mine, nu? Suntem într-un spațiu public. Mai înțelegeți? Ai dreptul să mă filmezi numai cu condiția mea, da? Nu, el și sărmanul Ion Muntean, un avocat, nu are el legătură cu niciun partid din Moldova, nici în această poză, nici aici adunând semnături pentru o mucozitate sub formă de om, nici aici cu flori în mână, în chept și chiar și în cap. Om din flori, ce este el, yo mai yo. Și poliția tata asta nu vede, nu află, nu înțelege. Poliția este atât de sucă determinată și bine instruită și profesionistă, încât nici măcar nu-l recunoaște pe domnul Constantin Cărturaru în cască de motociclist. Nastați-o-n dracă! Nu, dar, Huli, cum poți să ai creier funcțional atunci când doar trebuie să reprezinți legea? Dar un mudac în fața ta, sub nas, îți dă cu vrnea 100 de decibeli, bleat, de mâine nasrat, n-a te beai, n-a zacon. A? Cum poți? Tare greu de determinat, domnule Cafcaliuc. Tare greu, mai ales tare greu de văzut în mulțime colegi de dumneavoastră? Cacova hudoșnică printre protestatari aduși de PDM se regăsește și un șef de la Poliția de Frontieră, Alexei Apostol, angajat la stat cu epoleți, apără și cel mai probabil coordonează o acțiune pornografică de amploare. Cu mesaje puternice, pline de sens și extrem de constructive. Mesaje precum: pentru Maia e mirare, femeie cu clitor mare. Și în primul rând, corect se scrie clitoris, cu I-S la urmă. I de la idiot, S de la Sergiu Sârbu. În al doilea rând, asta și înseamnă? Maia Sandu se miră atunci când vede o femeie cu clitoris mare? Dă pui și normal. Noi toți știm că un clitoris mare, asta e ca un penis mic. Deocamdată este ok să te uimești atunci când vezi o femeie cu penis mic. Nu văd nicio problemă în asta. Și au încercat să obțină pațănașii cu aceste pancarte postmoderniste. Zișară mai să nu se mai mire atunci când vede femeie cu penis mic. Maia!
Йоу, dacă aș fi fost Maia Sandu, eu aș fi luat aceste revendicări și aș fi făcut o conferință de presă. Tax. Ce vor contraprotestatarii? Să nu mă uimesc? Atunci, ok, bun. Promit, dragi contraprotestatari, că de azi încolo eu nu o să mai fiu surprinsă la văzul unei femei cu penis mic. Gata, problema rezolvată. Nu, eu nu văd de ce te-ai supărat pe asemenea mesaje și personaje. Dar în timp și noi urâm, în timp și noi ne revoltăm că cineva e prost, că ce degradare totală, de parcă am uitat că am provenit la maimuță, între timp, știți ce se mai întâmplă? Pavel Filip, de exemplu, scrie scrisoare lui Poroșenko ca să ajute uzina metalurgică de la Râbnița să scape de sancțiuni. Traduc, Pavel Filip, prim-ministrul Republicii Moldova, în exercițiu, apără interesele unui business din Transnistria care nu contribuie cu nici o pulă la bugetul RM și nici măcar taxe vamale nu plătește. Это письмо к руководству Украины от молдавского премьера Павла Филиппа, который также является вице-президентом Демократической партии Молдовы, возглавляемой Владом Плохотником. В нем Филипп просит: исключить ММЗ из списка субъектов, которые подлежат санкциям. Уменьшить вдвое уровень экспортных налогов, которые фактически являются административным барьером для доступа к рынку. Остановить антидемпинговое расследование против ММЗ как необоснованное. Приостановить режим индивидуального лицензирования для окончательного решения судебной инстанции. То есть снять все ограничительные меры и переписать таможенную политику Украины. Сам Павел Филипп говорить о своем письме не захотел. Вы писали это письмо? Поговорим в другой раз. Ну, сейчас я буквально про поводу санкций. А это предприятие платит ноль налогов в бюджет Молдовы. Почему вы за него выступаете? Шпарк даже ничего же. Nu mustră conștiința nici pe Poroșenko, că apără interesele unor forțe proruse din Transnistria. Și Filip parcă doarme liniștit la noapte, călătorește prin țară, cânte și îi se dedică prin sate. Să vă dea Domnul sănătate, ai lai la la hopa, să le îndepleniți pe toate, ai lai la 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 la. Iar Candu, de exemplu, și el, deputat ales în Parlament, postează poze simpatice cu familia, cum el e undeva prin Cehia, acolo ceva, la un teren de joacă, îngrijit, cu parcare, все дела. Și ca să nu uităm definitiv și nici pe noi din spate, Candu mai bagă și o postare cum el supraveghează mersul lucrărilor la cea mai mare naibalăvă națională din ultimul timp, Arena Chișinău. Și în care și o cască în cap pe care scrie Andrian Candu, președintele Parlamentului. Nostalgic, ceva ciocu, trăiește în amintiri. Iar despre Plahotniuc? Ca despre mort, numai de bine. Dar și pot spui, el a dispărut. Nu se vede, nu se aude, tașe ca Violeta Ivanov în iarbă. Apar zvonuri că s-a îmbolnăjit, că e internat la un spital din Elveția, că e pupat de moarte. Dar noi n-avem cum să știm dacă asta e adevărat sau nu. Și chiar dacă sunt adevărate aceste zvonuri, râia și buba Republicii Moldova nu constă într-un singur sfoloci. Noi avem un întreg sistem, bogat, ramificat, bazat pe șantaj, minciuni, corupții și alte barseci. Așa că, ribeata, nu vă îmbătați. Mai avem de lucru. În concluzie, dragii mei, 1. Faptul că presa a grăit mai mult despre haosul de la protestul blocului acum decât despre protestul în sine și revendicările protestatarilor este încă o victorie pentru PDM. Eu așa cred. Ei au demonstrat că pot defocusa atenția și anul trecut de ziua independenței și acum sateliți de-al de Șor și bratoși de-al Uțuțu sunt sănătoși și mereu gata de atac. 2. Faptul că noi i-am văzut acum la față, poate mai bine și mai detaliat ca niciodată, este superb. Noi am văzut mai bine ca niciodată cu și gheare să țin ei de fotolii și putere. Să aduci minori inconștienți care scot un mat pe gură și sunt că l-au apucat pe bojica de prepuț, este genial. Dacă tu ești în opoziție, dacă tu ești împotriva unui partid ca PDM, tu nu trebuie să-ți obosești capul și să cauți metode de luptă. Unicul tău instrument trebuie să fie educația, informarea, adusul de ciort vazmi lumină. Doar că aici tu riști să-mi furi nia pâinea. Dar eu nu mă supăr. Așa că ori ei sunt prea deștepți și noi nu înțelegem ce ne așteaptă, ori ei sunt jopa și de proști. Dacă noi vrem să fim cel puțin nu la fel de proști pe care îi vedem organizând asemenea tușonca parte în centrul Chișinăului, noi nu avem nicio scuză, repet, nicio scuză să nu mergem la următoarele alegeri, oricare și oricând ar fi acestea. Ne-am înțeles? Ne-am înțeles. Mulțumesc pentru atenție, Epurați de Soare, mulțumesc patronilor care mă susțin financiar în fiecare lună. Dacă vă place ceea ce fac și ați vrea să continui, vă îndemn și pe voi să deveniți patroni ai emisiunii Lumina. Cu doar $1 pe lună susțineți un produs independent și aveți acces la un grup secret pe Facebook unde public postări, live-uri exclusive, poze fierbinți cu mine și multe altele care nu încap în interneturi. Apăsați, vă rog, butonul like ca să ne vadă cât mai multe lume de la Orhei până la Monaco, iar eu vă pup și vă doresc numai bine!